La campionatul Republicii Moldova de atletism, Ana Berghi a reușit să obțină o performanță dublă. Sportiva a ajuns prima la linia de final la proba de 400 de metri, cu un rezultat de 56 și 76 de secunde, și la proba de 200 de metri cu 25 și 17 secunde. A fost grea atât pregătirea, cât și însăși competiția. A fost foarte multe emoții. Am avut nevoie, cred că, de două zile să mă restabilesc din punct de vedere emoțional. Pentru că te apasă responsabilitatea concurenții, prezența concurenților. În spatele succeselor, ne spune Ana, sunt cel puțin 10 antrenamente pe săptămână și un regim bine pus la punct. Regimul unui sportiv include absolut tot timpul pe care îl ai, pentru că trebuie să permanent să te culci la timp, să mănânci la timp, să mănânci ce trebuie, să ai o pregătire bună din punctul ăsta de vedere alimentației. Și deja antrenamentele propriu-zise, care la fel sunt dure. Ana Berghi este angajată a Direcției Regionale Centru a Poliției de Frontieră, detașată în secția Sport de Performanță. Anterior, aceasta se vedea nevoită să îmbine obligațiunile de serviciu cu sportul. Acum, zice ea, beneficiază de mai mult timp pentru a practica atletismul. Am colegii care mă susțin foarte mult, se bucură pentru mine și pentru rezultatele mele. Și aș spune că însăși chiar lucru îmi place foarte mult și este interesant și sunt interesată să rămân aici mai mult timp. Și cu toate acestea, este greu să fii sportivă de performanță în Republica Moldova, declară Ana. Atleta consideră că sportivii au nevoie de mai multe competiții. Sportivii noștri nu au parte de o atenție din partea conducerii, începând de la direcții școli sportive și terminând cu ministerul de profil. Adică, din punct de vedere financiar, suntem foarte uitați de lume. Ana este un model demn de urmat pentru colegii ei și o carte de vizită pentru antrenorul ei. Asta e cel mai interesant proces. Atunci când o fetiță de la țară, de pe părțile satului Japca, a venit și a făcut primul paș, pe urmă am observat o calitate așa, care la sportiv este în prim plan ambiția. Tind spre rezultatele la fel de bune ca și Ana, tind către profesionismul ei și sigur către performanțele sale. Timp de 17 ani de când practică atletismul, Ana Berghi a suferit multe traume, adunat însă și multe performanțe la campionatele europene. În 2014 a obținut titlul de cea mai bună atletă anului și este maestru în sport la 5 distanțe, iar acum se pregătește de o nouă provocare. Chiar acum urmează un antrenament care este ultimul antrenament dur înainte de următorul meu concurs, care va avea loc în orașul Marsa, Malta. Întotdeauna sper la cei mai buni, dar nu exclud o eventuală cotitură.